Dunărea a ajuns la 39%, comparativ cu media mulanuală a lunii iulie, situația hidrometeorologică actuală în măsurile luate de autorități. Fluxul Dunării la intrarea în țară a ajuns la 2100 de metri cubi s.a., sub media mulanuală a lunii iulie, ceea ce reprezintă 39% din fluxul mediu, arată în informațiile efectuate de Administrația Meteorologică Națională și Institutul Național de Hidrologie și Gestionare Apei. În aval de ușile de fier, datoriile vor fi, de asemenea, în scădere. Nivelul Cernavoda este de 98 cm, cu o diferență de 64 de cm până la prima etapă a restricțiilor, este precis în document. În ceea ce privește fluxurile de râuri, acestea vor fi în general staționate în următoarele 24 de ore, cu excepția cursului inferior al Mureș, unde vor scădea ușor, potrivit buletinului hidrologic informativ dezvoltat de specialiști în Centrul Național de Prognoză Hidrologică. În această perioadă, fluxurile medii zilnice sunt situate la valori mai mici decât mediile ucigătoare lunare, cu coeficienți mai mici de 30%. Administrația Meteorologică Națională actualizează constant informațiile în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice. În prezent, avertismentele meteorologice vizează de fapt undele termice între o intensificare accentuată și disconfort termic, indicele de temperatură umană, în general, care depășește pragul critic de 80 de unități. Pentru perioada între 22 și 23 iulie, cod galben în 23 de județe, MM, BN, CJ, BH, RCS, MS, HD, AB, SB, GJ, VL, AC, DB, PH, BZ, VN, CL, G, GL, TL, CT, iar în București, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, minime de la 18 la 20 de grade. Orange code in Banat, Crișana, Oltenia de Sud, la sud-vestul Menteniei, la nord-vestul Transilvaniei și la vest de Maramureș. După amiaza va fi înregistrată de la 38 la 40 de grade, iar noaptea nu vor coborî sub 20-22 grade. Pentru perioada 24-25 iulie, cod galben, valul de căldură va persista în regiunile de sud și sud-est, cu temperaturi maxime între 35 și 37 de grade. Marți, valul de căldură se va dezvolta din nou și va înțelege cea mai mare parte a țării. Orange code dara în Oltenia, Muntenia și în sud-vestul Dobrogea și București. După amiaza, vor fi înregistrate 38-40 de grade, iar noaptea nu vor coborî sub 20-22 de grade. În jumătatea nordică a țării, după amiaza, la nivel local, vor exista demonstrații specifice cu instabilitate atmosferică. Măsuri luate pe